O ediție a șaptea a Pianului Călător, ce a început cu emoții, deoarece în Chișinău, în data de 6 aprilie acestui an, veneam după o pauză, o pauză lungă pe care mi-am impus-o, pauză ce era absolut obligatorie după foarte mulți ani extrem de aglomerați. Partea bună a acestui fapt este că mi-a lipsit foarte mult. Acel chef de cântat a apărut, l-am menținut și sunt ferm convins că va ține până la, cel puțin până la sfârșitul acestui sezon. O ediție a Pianului Călător în care am invitat publicul la vals, însă nu la vals dansant, ci la vals concertant. O călătorie între două zone importante din punct de vedere cultural ale Europei, Viena și Parisul. Un program pe care l-am ales cu grijă și a fost extrem de bine primit de către public în toate locurile în care am cântat. Se pare că această idee, valsul prezentat de un pianist concertist, prinde și probabil voi reveni.